Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia. 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 Pe care ai și ai primit, Doamne, și pomenirea lor din neam în neam. Aliluia, aliluia, aliluia. Sufletelor lor într-o bunătăți se va sălășui și seminția lor va moșteni pământul. Aliluia, aliluia, aliluia. Celă ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care L-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa Raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost unghiați ca niște mei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu deadinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mi-ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale cele negrăite sunt, măcar deși porănile păcatelor, miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta. Și moștenirea cea dorită dăruiește-m, făcându-mă pe mine iarăși cetățean Raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit și cu chipul Tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi, iarăși podobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odinește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tăi odinește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sântești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție
și ne scoate pe noi din focul cel veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, ostași români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, în deportări, și în tot locul, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepti se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tuturor care ai călcat moartea pe diavol, ai să-l faci, ai drept viață lumii tale însuși, Doamne, dânește sufletele adormiților, robilor tăi, cei crezuți eroic, pentru libertatea și demnitatea țării și pentru cei care s-au luptat împotriva comunismului, în locul minat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, tristarea și suspinarea și orice greșeală ce au săvârșit-o ei, cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni iartele lor. Că nu este om care să fie vii să greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Învierea și viața și odihna dormiților, robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru și mărire înălțăm, împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robii tăi, și să-L ajnuiește pe dânsii în curțile tale, precum este scris, trecându-le ca un bun, greșelile lor cele de voie și cele fără de voie, și toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zicele mante, avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin aceasta fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Noi să sunt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Cu adevărat de șertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, când șerse tulburător
pământeanul, precum zice Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săraci. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robii tăi aceștia mutați de la noi, odinește-i ca un iubitor de oameni. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele, nu mă părăsi pe mine, ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă mântuiește. Marea vieții văzând-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel din aer gânsi către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Cu sfinții odinește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici în tristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii de pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge precum ai poruncit. Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești, pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cu cântare. Aleluia, aleluia, aleluia! Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o s-o slăvim. Bucurile și sufletele dreptilor te vă lăuda pe tine, Doamne, pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, pe care nu putează căuta oștile încerești. Iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Știi de mult îndurate, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, căruia de-a Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheii de părăție cerurilor, iar după sfântă viere ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dorit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer, câte de deci pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat, cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ai învrenci pe noi smerințe și ne trăim în celorii Tăi, să fim moștenitori aceleași preasfânt, dar și iar ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți preabune împărate, prin mine smerințe și ne trăim cu strujitorul Tău. Iartă robilor Tăi cei căzuți eroic pentru libertatea și dreptatea țării, cei căzuți pentru lupta împotriva comunismului și pe robii lui Dumnezeu Ioan, Ioan, Gheorghe, Mihai, Silviu, Petru, Eugenie, Aurel, Virgil, Valeria, Gheorghe, Gheorghe, Vasile, Ioan, Mircea, Marius, Ernest, Nicolae, Victoria, Aurel, Maria, cu tot neamul cel adormit.
orice au greșit ca un om în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice clip asupra lor, cu care eu și de mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la vreun preu, sau de la altcineva, spre care încarcă aceasta prin invidia și prin rarea diavolului, binevește preavului și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinți care devea ca binepricuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și preamărit ești în vece vecelor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne, ești, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru vecine preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, cu ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi cei care i-am pomenit acum mutați de la noi încotre drept să se așeze. Amin. Când Avram să-i odinească. Amin. Cu drept să-i numere. Amin. Iar pe noi să ne miliască ca un bun și viitor de oameni. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odină de Doamne sufletelor adormiților robilor tăi cei căzuți în noi pentru toate activitatea țării. Și cei căzuți pentru lupta împotriva comunii, spune și le părbăr, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică lor din neam în neam și le părbăr, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Să fie pomenirea lor, din inițiativa Asociației Luptătorilor care au luptat împotriva comunismului, în fiecare an, după marea sărbătoare închinată Sfântului Proroc Ilie, în prima duminică, să se facă un parastas într-o pomenire a tuturor acestor înaintași ai noștri care s-au angajat ca să lupte din toate puterile și cu toate mijloacele împotriva orânduirii comuniste. De aceea, mulți dintre aceștia, fiind cunoscuți ca luptători anticomuniști, chiar și pe teritoriul acestor munți ai Făgărașului. Facem acest lucru cu bucurie pentru că ei s-au luptat pentru binele poporului român, pentru binele bisericii și, nu în ultimul rând, pentru binele nostru al tuturor. Biserica noastră ortodoxă, din totdeauna, a avut și are aceste rugăciuni pentru ei, mai ales la Sfintele Slujbe, astfel de rugăciuni care să ne amintească de toți acești înaintași ai noștri cu cuvintele ca acestea, pe fericiți într-o adormire eroi ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagere și închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întreșirea neamului
pentru demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pomenirea lor este o cinste, dar este și o obligație din punct de vedere religios-moral. Pentru noi toți clerici, călugări și credincioși, pentru că toți ne bucurăm de aceste roade ale jertfei lor, de libertate și condițiile pe care astăzi le avem, putându-ne desfășura activitatea așa cum trebuie, pentru binele poporului, pentru binele bisericii și mai ales pentru slava lui Dumnezeu. Să încercăm, iubiți credincioși, să nu uităm niciodată această jertfă a lor. Să încercăm să fim cât mai uniți în jurul altarului slujirii bisericii și în jurul altarului slujirii patriei, mai ales astăzi când ne aflăm la 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Spun acest lucru deoarece sunt semne că mulți vor să ne dezbine, să ne urâm unii pe alții, să nu mai ținem la aceste tradiții ale noastre, la obiceiurile noastre românești, dar mai ales ortodoxe, și să îmbrățișăm alte modele de viață, alte ideologii și alte credințe care ne vin impuse din afară, ca și cum noi românii am fi fost străini de credința noastră creștină, uitând tot aceștia că poporul român este popor creștin încă de la formarea sa. Marele Apostol Andrei, fiind cel care ne-a dus cuvânt sfânt al Dumnezeiescului Învățător, al Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să-i odinească pe cei trecuți în rândurile dreților, iar pe noi să ne miliască, să ne întărească cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică să le fie pomenirea. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Preacuțenii părinți, onorate familii ale luptătorilor din țara Făgărașului, dragi camarazi, onorați locuitori ai țării Făgărașului, tărâm de poveste, loc în care națiunea română s-a afirmat de la începuturi, loc al eroilor, al vitejilor, al celor care aici pe această cruce sunt dăltuiți pentru vecie, în veci pomenirea lor. Făceam azi dimineață o recapitulare a trecerii mele de aici, pe la această cruce și iată, sunt 25 de ani în acest an, de când Ion Gavrilă, împreună cu câteva sute de supraviețuitori ai luptei pentru demnitatea și libertatea neamului românesc, s-au adunat și au sfințit în curtea mănăstirii voivodale a Sâmbetei crucea partizanilor, crucea eroilor luptei anticomuniste. Speram atunci, în 1995, că lupta și jertfa acestor eroi va fi la loc de cinste în societatea românească. Că elevii la școală vor învăța cu mândrie că nu toți s-au supus ciumei roșii. Că nu toți au cedat demnitate și ținută dreaptă, ci că au existat un punct de oameni care aici, pe crestele Făgărașului, au păstrat românismul, au păstrat fundamentele națiunii române. Da, an de an ne adunăm și comemorăm pe acest eroi. Da, încercăm
cele câteva organizații ale societății civile cu forțe mici, să nu lăsăm să se uite această luptă și această jertfă. Dar societatea în ansamblul ei, care cuprinde și autoritățile locale, care cuprinde și autoritățile centrale, lasă din ce în ce mai mult în uitare această luptă. Preferă să nu își amintească de acești erori. Preferă să uite că astfel de oameni au putut exista, pentru că astfel de oameni mai există și în ziua de azi și sunt o piedică, sunt o rezistență la cei care doresc să ne aibă supuși, cei care doresc să nu țină cont de vocea poporului, cei care doresc să ne conducă în direcții greșite. Existența, viața, lupta acestor eroi va rămâne în istoria românească ca pildă de rectitudine morală, de vitejie, de caracter. Și va trebui să-i păstrăm în memorie cei care îi mai păstrăm așa cum au fost. Oameni adevărați, tineri luptători, oameni care și-au jertfit viața pentru o Românie bună, dreaptă, cinstită. Speram la mai multă recunoaștere în societatea românească pentru acești eroi. Și era bine să fie mai multă recunoaștere, pentru că recunoașterea lor ar fi îndreptat societatea în direcții mai bune. Pentru că astăzi mai mult de jumătate din popor n-ar fi dat în sondaje că societatea se îndreaptă într-o direcție greșită. Ce ar fi sperat într-o viață mai bună, ar fi muncit cu drag pentru o ridicare, în loc să părăsească țara cu milioanele, să-și găsească rosturile în alte locuri. Ar fi fost foarte bine pentru România ca jertfa acestor oameni să rămână o jertfă recunoscută și cunoscută. Regret de spus, anul trecut promisesem la această cruce că vom face eforturi ca toți cei care au suferit în lagăre și în închisori din țara Făgărașului să se găsească pe plăci de marmură înscriși cu numele aici lângă această cruce, pentru că fără cei care au sprijinit și care au suferit apoi, cei care au luptat în munte n-ar fi putut rezista. Și n-au fost zeci, au fost sute, poate mii de oameni care ar fi trebuit să fie înscriși pe aceste plăci. Am rugat autoritățile locale din țara Făgărașului să ajute la acest efort pe care Fundația Ion Gabriel Ogoranu a dorit să-l realizeze împreună cu ei. Din păcate, deși resursele erau minime pe care ar fi trebuit să le pună la dispoziție pentru ca să putem achita acea lucrare care costă, n-a existat o mobilizare. Vă îndemn pe dumneavoastră, cei care sunteți locuitori ai satelor Făgărașului, să vorbiți cu primarii din localitățile dumneavoastră, să le atrageți atenția că aici, în țara Făgărașului, a fost o epopee națională și că numele celor care au sprijinit acea epopee din familiile dumneavoastră, din satele dumneavoastră, merită consemnate aici, la loc sfânt, la mănăstirea Voivoda, la Sâmbătă de Iisus. E nevoie de un efort comun. E nevoie de un efort comun la nivelul societății, e nevoie de un efort comun la nivelul autorităților locale, e nevoie de un efort și a autorităților centrale. Pentru că dacă nu oferim modele reale, adevărate, românești, cinstite, cum au fost cele ale acestor eroi ai luptei anticomuniste, dacă lucrăm cu false modele și cu falsi idoli, șansele societății de a se redresa sunt tot mai mici. Fundația Ion Gabriel Ogoranu va menține această tradiție a comemorării și a întâlnirilor de la Sâmbăta de Sus. Dar dacă dumneavoastră nu veți fi de fiecare dată în ajutorul nostru, măcar cu prezența, și dacă nu veți aduce lângă dumneavoastră pe alții pe care îi simțiți dornici, doritori de a sprijini aceste eforturi, se vor subția. Cei care au fost supraviețuitori ai închisorilor și care au fost baza acestor comemorări, nu mai sunt. Sau sunt la vârste atât de înaintate că nu mai pot să ajungă aici. E important ca noile generații să preia aceste modele, aceste exemple de vitejie, de caracter și de luptă și să le ducă mai departe.
E important să existe o implicare încă o dată a tuturor și de fiecare dată în această sărbătoare pe care a stabilit-o Ion Gavrilă, ca fiecare duminică după Sfântul Ilie, să ne rugăm aici la această cruce. Iar cu o zi sau două înainte să participăm la o dezbatere făcută de istorici și de alte persoane interesate de acest lucru privitor la ceea ce a însemnat rezistența națională, să poate fi ajutate, să poată fi sprijinite. Închei mulțumindu-vă tuturor că sunteți aici, că nu i-ați uitat pe acești eroi și promitem că nu vom renunța la proiectele de a-i menține în atenția publică, în atenția autorităților, dacă este necesar, și în grija lui Dumnezeu, rugându-ne pentru ei. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Îl rog pe domnul Octav Jos, la președintele Asociației Coștilor de Ținuți Politici. Vroiam să încep prin a spune prea cucernici părinți. Nu mai e niciunul. Dar nu prea mai sunt. Îmi pare foarte rău. Este încă un semn care mie nu vorbește de bine. Vin de fiecare dată cu dragacii într-unul din leagănele rezistenței anticomuniste din România. Ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri a atins proporții nebănuite de nimeni. Astăzi, dacă întrebi tinerii, vei constata cu tristețe că nu prea mai știe mai nimeni mare lucru, pentru că nu există preocupare în acest sens. Așa cum vă spunea domnul Baciu mai înainte, mai degrabă te gândești că ai de-a face cu un dezinteres față de acel sacrificiu. Trebuie să avem în vedere faptul că atunci când în această țară s-a pus mâna pe arme, prin pădurile patriei încă se lășluiau diviziile de tancuri și de infanterie ale armatei roșii eliberatoare, dar care, odată ce ne-au eliberat, au uitat să mai plece acasă timp de 14 ani și au stat aici pe banii românilor, pe mâncarea românilor, pe băutura românilor și nu numai atât, știți dumneavoastră, și pe mai ce. Este trist că aici nu vedem măcar o clasă de elevi, e vacanță totdeauna de Sfântul Ilie. Dar aceste monumente nu sunt făcute pentru noi, cei care am luptat, cei care le-am făcut, ci sunt făcute pentru generația tânără de azi și pentru generațiile care vor veni după noi. Dacă nu vom reuși să educăm tineretul în spiritul celor 4-5 noțiuni care în urmă cu 60-70 de ani pentru noi erau sfinte, noțiunea de neam, de patrie, de tricolor și credință strămoșească, dacă nu vom reuși acest lucru, țara se va îndrepta inevitabil într-o direcție greșită. Dovada este că astăzi România trăiește în cea mai cumplită criză morală posibilă din toată istoria ei. Măcar atunci când încă mai trăiau acești luptători anticomuniști, măcar atunci ei să fi constituit pentru cei tineri de astăzi adevărate jaloane în ale moralei. Dar trăie senzația că nu a fost să fie. Trăie senzația că parcă românii își merită soarta.
nu este o gândire pozitivă. Dimpotrivă, trebuie să depunem eforturi considerabile în a explica celor tineri de azi ceea ce a însemnat sacrificiul lor în urmă cu 60-70 de ani. Pentru că nu a fost ușor să renunți la propria-ți ființă, să renunți la propria-ți familie și mai presus de toate să pui patria. Pentru binele patriei s-au jertfit. Pe tot întinsul României, nu numai aici. Nu există sat, nu există comună din care să nu mi-amintesc măcar de vreo câțiva dintre ei. Am stat cu mai mulți de Grecu, cu mai mulți de Greavu, prin temnițele comuniste. Neanelu Grecu îmi spunea, băi, dacă ai să vii în Șoarș, nu trebuie să ții minte numărul casei, mă. Casa mea e ultima pe stânga, cum ieși din Șoarș către băile Rodba. Și l-am căutat și l-am găsit, deși era un risc să-i cauți în vremea lui Ceaușescu. Tot din Șoarș mi-amintesc pe unul Pușcaș, din Cincu, pe frații Comșa, din Ohaba, pe Boier, pe Mălin Virgil, pe doctorul Ștefan Idomir, pe economistul Cornel Comaroni, pe preotul Victor Dâmboi de Râușor, din Râușor, și mulți alții. Și al de Cozgarea din Vat, Bica din Voivodeni, Ion Ilioi din Sâmbăta de Sus și cel care mi-a marcat poate tot restul vieții, învățătorul Popaiov Octavian din Sâmbăta de Sus. Niciodată nu vin aici fără că la venire sau la plecare să opresc la poarta din sus a bisericii, să, dacă nu am o floricică, măcar să-i mângâi crucea, pentru că a fost unul dintre cei care au pus mai presus decât toate cele demnitatea, moralitatea. Da, Popione din Șinca Veche, țăranul Nicolae Goilă din Șinca Veche și mai ales Aurel Strâmbu au fost primele lanțuri care le-am auzit zornăind pe mozaicul temniței de la Codlea. Și lista poate continua, că am reținut 200-300 dintre cei cu care am venit în contact din această zonă a țării Făgărașului. Dar nu-i suficient. Noi, cei care mai trăim, avem nu numai datoria, obligația chiar de a vorbi tinerilor de azi despre lupta și jertfa lor. Fie ca memoria lor să rămână veșnic vie, fie ca acest monument să dăinuie peste decenii, peste veacuri, spre a vorbi generațiilor care vor veni după noi despre lupta și jertfa lor. Vă mulțumesc! Rog din partea generației mai tinere pe istoricul Antoniu Marc de la Deva. Cernici, părinți, cinstiți, monah, onorată asistență,
Iubiți frați și surori cu Hristos Domnul, mă stăpânește o mare emoție acum ca să răspund invitații prietenului meu, Corelan Baciu, de a spune câteva cuvinte în fața dumneavoastră. Nici nu știu ce cuvinte de folos pot să mai spun după înainte vorbitorii mei. Dar am să încerc să spun la sufletul dumneavoastră și mai vârstnic și mai ales mai tineri câteva cuvinte care le-am în minte. De fiecare dată când vin aici la Sâmbăta de Sus și particip la evenimentele comemorative ale celor care au luptat și s-au jertfit în munții din zona aceasta, în satele din lapalele acestor munți, dar bineînțeles fără a uita pe cei de pe tot cuprinsul țării. Este foarte important un asemenea eveniment pentru a menține vie memoria acestor oameni și desigur a evenimentelor la care au participat. Este foarte important să nu se uite toate acestea, deoarece în zilele noastre se duce o adevărată luptă pentru memorie, pentru ce anume să se mai țină minte și să se mai aducă aminte și pentru ce nu. Ei bine, am vorbit despre rezistență în aceste zile. S-au împlinit 75 de ani de când a început rezistența anticomunistă efectivă pe teritoriul României. În zilele acestea, această rezistență, aceste rezistențe îi se schimbă sensul. Această rezistență nu este mediatizată, nu este pomenită foarte des și foarte mult în public, nu este adusă la cunoștința elevilor, studenților, la orele de istorie. Din contră, este totul lăsat la voia influențării prin canalele de informație în masă, mass media. Iar aceste canale au grijă, bineînțeles, îndeplinind planurile celor care conduc atât lumea din care facem parte, cât și țara noastră, să ne obișnuim cu un alt fel de rezistență, mai virtuală sau de piață. Un hashtag rezist sau ceva în genul tuturor forurilor de discuție de pe canalele de social media, din virtual. Ei bine, mulți, din păcate, au căzut în capcana aceasta întinsă de cei interesați să dea uitării pe cei înscriși pe acest monument și pe toate crucele și monumentele ridicate pe teritoriul țării noastre în memoria lor. Ei trebuie înlocuiți, mai ales în mintea și în sufletul generațiilor tinere, cu un alt fel de rezistență, cu un soi de mascaradă, în care nu sunt puse în fața lor lucrurile profunde, fundamentale, care ne definesc ca țară, ca și popor, valorile noastre, ci tot soiul de aspecte și valori prezente cu care să ne fie ocupată mintea, sufletul și mai ales timpul prețios pe care îl avem. Toată lumea știți de o noi soi de mișcare de rezistență, care face foarte multă imagine și gălăgie în Piața Victoriei din București, în centrele marilor orașe din țară. Da, aparent sunt probleme împotriva cărora trebuie protestat, oamenii trebuie să se adune, să-și spună cuvântul, să se opună. Dar în niciun caz din aceste adunări nu au fost abordate, nu s-au pomenit problemele fundamentale de care pomeneam. Cu atât mai puțin de eroi rezistenței anticomuniste. De aceea, ca să nu lungesc vorba și să mă repet, deși eu o să repet aceste vorbe în orice împrejurare și ori de câte ori va fi nevoie,
e bine să ținem seama, să fim foarte atenți și să ne întoarcem de fiecare cu gândul la istorie. E o istorie relativ recentă, dar pe care trebuie să o vedem, să o cunoaștem și să ne o însușim la modul real, așa cum a fost, nu cum ne este prezentat în zilele acestea. Slavă Domnului! Dacă bunicii, străbunicii și unii, chiar dintre părinții generației noastre, mulți nu mai sunt în viață sau sunt la vârste foarte înaintate și nu mai pot spune multe despre cele prin care au trecut și despre lupta lor, însă au scris, mulți, foarte mulți au scris și au lăsat memoriile, urma faptelor lor, au trecut-o pe hârtie. Să luăm acele cărți, să le citim. Să ne adăpăm de la aceste izvoare vii de trăire, de simțire românească și creștină. Și în felul acesta sunt convins că, așa cum spunea domnul Baciu, ne vom aduna mulți ani de acum încolo la acest monument și sper eu din ce în ce mai mulți. Și nu doar aici, la Aiud, la Predeal, la Gherla, la Pitești, la Miercurea Ciuc, la Mislea, la Sighet și oriunde în țara asta unde au existat asemenea eroi și monumente de genul celor din spatele meu sunt în picioare ca să mărturisească și să aducă aminte tuturor prezenți și viitori despre lupta și existența lor. Vă mulțumesc! Doamne! În încheiere îl rog pe camaradul Florin Dobrescu de la București. Cu celnici părinți, cinstită adunare, întristate familii ale luptătorilor căzuți în rezistența armată anticomunistă, în coduri, în lagăre și în închisori, dragi camarazi, azi noapte pe la ora 2, mă aflam cu un grup de camarazi aici pentru a prinde niște lumânări, niște candele la crucea luptătorilor anticomuniști și peste muntele din spatele nostru strălucea atât de frumos luna. Ne-am gândit atunci că plânge printre ramuri luna și că era atât de simbolică prezența astrului nopții deasupra culmii unde de Paștele, în noaptea de înviere a anului 1952, luptătorii din grupul de rezistență făgărășană, asistând în singurătatea pădurii, din singurătatea pădurii, la slujba de înviere care se desfășura aici, în jurul bisericii, mănăstirii, au făcut acel legământ ca și unul dintre ei, dacă va rămâne, să ridice o cruce lângă zidurile mănăstirii Brâncoveanu și să adune de peste tot unde au fost îngropate osemintele celor căzuți în lupte sau morți executați de securitate. Din păcate, osemintele lor nici astăzi nu sunt găsite. După aproape 30 de ani de demersuri făcute la toate autoritățile statului, inexistența documentelor, secretomania securității continuă să fie triumfătoare. Iar acolo unde știm că sunt îngropați, așa cum este cazul lui Remus Soforea, iată se împlinesc 4 ani de când am făcut demersuri către Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și pentru Remus Soforea nu se găsesc doi oameni care să vină aici și să constate existența acelor oseminte. Ne-am gândit că atunci, în anii aceia care au umplut țara Făgărașului, ca și întreaga Românie, de sânge,
de lacrimi, de suferință, de oseminte, încât nici nu știi unde pe teritoriul acestei regiuni calci, dacă nu cumva calci pe mormântul neștiut al unui erou. Mă gândeam că în acei ani, cei care au îndrăznit să lupte împotriva comunismului, deși să fiți siguri că nici că absolut toți au știut foarte bine ce riscuri își asumă, toți s-au gândit în acei ani că va veni cândva eliberarea României și că lupta, jertfa, sacrificiul lor va reprezenta un simbol pentru generațiile care vor veni. Și a venit eliberarea. Și pe unitatea militară, unde timp de jumătate de secol și-a avut fieful Securitatea la Cincu, flutură acum steagul Alianței Nord-Atlantice, NATO. Și mi-aduc aminte cum acum 2 ani, în timpul exercițiilor comune la care participa și România și care s-au desfășurat aici în Țara Făgărașului, chiar în timpul acestei manifestări, treceau avioanele și elicopterele americane. Și totuși, despre cei care au fost parașutați de aviația americană și executați de securitate, nu se vorbește nicăieri. Și în manualele școlare nu se scrie nimic. Și totuși, despre grupurile de rezistență armată, care au făcut din România țara cu cea mai amplă și îndelungată rezistență armată anticomunistă din tot lagărul sovietic, nu se vorbește în manualele școlare de astăzi decât câteva rânduri. Puteți verifica. Și totuși, există o lege, 217 din 2015, care îi pune încă o dată în ilegalitate pe acești oameni doar pentru faptul că au făcut parte din mișcarea legionară. Și totuși, într-o Românie care ar fi trebuit să fie liberă și o Românie liberată de comunism nu putea decât să fie o Românie care să îmbrățișeze din nou valorile care i-au fost smulse, credința creștină, dragostea de neam și țară, tronul monarhic. Astăzi trăim una dintre cele mai ample disoluții morale din istoria noastră, nemai întâlnită în istoria noastră. Există ce fac? Să împărțim la toată lumea. Astăzi, forțe politice și ale societății civile care ne aduc din Occident un alt tip de comunism decât comunismul care a rămas și a persistat aici la toate nivelurile după 1989 și până în clipa în care vă vorbesc. Pe lângă comunismul acesta pe care îl cunoaștem, un comunism corupt și abuziv, învechit în păcatele lui, o nouă formă de comunism, dar nu roșu, ci bleomaren, năvălește peste noi din cealaltă parte, dinspre apus. Și în timp ce l-a răsărit în Rusia, sunt reabilitate toate simbolurile de pe vremea lui Stalin și se pretinde din nou refacerea sub o altă denumire a Imperiului Sovietic, dinspre apus, suntem călcați în picioare de un comunism soft, un comunism camuflat abil, sub poleiala plăcerilor, al luxului, al plăcerilor vinovate, dar care urmărește, ca și celălalt comunism, distrugerea fundamentelor lumii tradiționale, distrugerea credinței noastre strămoșești, distrugerea a tot ceea ce poporul acesta a avut sfânt.
în anul 2005. Îmi amintesc că Ion Gavrilo Golanu, la ultima lui prezență aici, pe acest loc, deplângea faptul că și la noi în țară se punea problema adoptării unui mod de viață anticreștin. Și spunea el atunci, ce este aceea să aducem din toate colțurile lumii toate relele, să aducem aici obiceiuri pe care acest popor nu le-a cunoscut. Ce este aceea să vorbim despre minorități sexuale, să ridicăm homosexualitatea la rang de mândrie și să facem familii de homosexuali într-o țară pe care însuși Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut-o ca fiind grădina Maicii Domnului. Nu pentru asta au murit în munți cei care sunt comemorați astăzi. Nu pentru asta s-au stins între zidurile închisorilor, în lanțuri, cei care au fost arestați cu zecile de mii din țara Păgărașului. Nu au luptat ca să schimbăm un comunism al terorii cu un comunism al anormalității. Întrebarea care se pune este... Ce avem noi de făcut? Nu mai este cazul să ne lamentăm că statul român nu face nimic pentru memoria acestor oameni, că statul român trece în uitare toate aceste lucruri. Suntem constituiți în cadrul unei societăți civile creștine, autentice, care nu este sponsorizată de tot felul de fundații pentru o societate deschisă cu bani dubioși veniți din Occident. Noi nu avem banii lor, în schimb avem ceva mult mai puternic decât ei. Avem un ideal, avem determinarea sufletelor noastre, conștiința noastră identitară de români. Și mai mult decât atât, îi avem pe ei exemplele acestea care sunt vii și care, în ciuda faptului că fizic nu se mai află printre noi, ne însoțesc în fiecare moment, în fiecare clipă din zilele vieții noastre. Să punem mâna și să intrăm în licee, să intrăm în școli. Și vă spun că noi, Fundația Ogoranu, facem lucrul ăsta. Și mai sunt și alte organizații. Este Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei și multe alte organizații. Intrăm în licee, le prezentăm copiilor și profesorilor de istorie adevărata istorie recentă, pentru că, din păcate, plângem pentru un holocaust și plângem pentru morții altora. Și e bine că plângem, că e normal să compătimim orice om care a suferit și a fost omorât pentru că a aparținut unei etnii sau a unei grupări politice. Dar nu plângem pentru holocaustul nostru al românilor. Pe morții noștri nu-i pomenește nimeni. Vrem să facem muzeul Holocaustului la București, dar nu facem un muzeu al rezistenței anticomuniste. Și sunt 30 de ani de la 1989. Să nu ne mai lamentăm. Vă așteptăm. Contactați-ne. Și vom veni în localitățile dumneavoastră, în orașele și în satele dumneavoastră. Și vom sta de vorbă cu copiii și le vom aduce în școli ultimii deținuți politici. Să le vorbească, să-i cunoască, să-i pipăie, să vadă că au existat oameni care s-au ridicat împotriva comunismului și și-au riscat totul. Să-i luăm cu autocarele și să-i ducem la Râmnicu Sărat sau la Fortul 13 Jilava, să vadă cea mai cumplită închisoare din tot estul european, care este lăsată de Ministerul Culturii să se surpe zi de zi, deși este monument istoric clasa A. De noi depinde, fraților. Și trebuie să credem. Dacă ei, pe vremea aceea, cu mitralierele securității pe urmele lor, au crezut și nu au disperat, noi care astăzi avem de dus până la urmă o luptă infinit mai ușoară, nu avem voie să disperăm. Și eu cred că neamul acesta nu va dispărea, așa cum nu a dispărut
ortodoxia de la Mănăstirea Sâmbăta, după ce a fost rasă cu tunurile de pe suprafața pământului. Și uitați-vă ce palat măreț se află astăzi aici. Așadar, cu această nădejde, să continuăm și noi legământul lor și să ne adunăm în fiecare an aici, prima duminică după Sfântul Ilie, așa cum ne-a lăsat Ion Gavrilo Ogolanu și ceilalți supraviețuitori ai rezistenței. Iar dumneavoastră tuturor vă doresc ca Dumnezeu să vă mângâie durerea pentru cei pierduți, părinți, frați, bunici, pierduți în închisori, executați de securitate sau căzuți în lupte. Și pe noi cu toții să ne învredicească, să le ducem mai departe lupta, căci numai atunci vom putea să spunem că ne-am făcut datoria. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dintre ramuri luna, nopțile spusi, înge printre ramuri luna, nopțile spusi, căci te-ai dus pe totdeauna și n-ai să mai vii. Rezistența armată anticomunistă din munții Făgărașului și din întreaga țară a Făgărașului. Dumnezeu să-i odihnească.